Primarul comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, cunoscut drept un om gospodar și implicat în viața comunității pe care o conduce, a dorit să susțină producătorii și comercianții locali prin construirea unei piețe agroalimentară. Aceștia vor avea parte de cele mai bune condiții la standarde europene. Cetățenii localității Balta Verde au parte acum de o piață agroalimentare modernă cu toate utilitățile necesare, unde vor merge în fiecare weekend să-și facă cumpărăturile. Comercianții își vor putea vinde marfa indiferent de vremea de afară, datorită condițiilor bune de aici, iar tarabele puse la dispoziția lor sunt noi și spațioase. Toate acestea datorită primarului Jean Rogoveanu, care s-a implicat foarte mult în modernizarea comunei pe care o reprezintă. S-a amenajat un loc pentru dumneavoastră. Sunteți mulțumiți de edilul? Nu știu că s-a amenajat, că avem un sens, nu mai stăm în soare, nu mai stăm afară să ne ploaie, stăm acolo, ia de post, stai băgat acolo, vine omul, cumpără la tine produsul, nu stai aici în soare să pălească castravetele roșii, să strice. E mai bine acolo, e frumos așa ceva făcut. A făcut bine ce a făcut aici primăria. Foarte frumos, îmi place. E un spațiu foarte frumos. Și este necesar? Este necesar și va fi mai frumos, după câte se vede, a făcut un primar, bine, frumos, piața amenajată, totul frumos, este bine. Primarul comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, și-a arătat de-a lungul timpului interesul pentru bunăstarea cetățenilor. Investițiile sunt multiple, iar condițiile de trai a celor care locuiesc aici sunt unele dintre cele mai bune. Am considerat necesar că trebuie să facem ceva pentru locuitorii satului Balta Verde și la inițiativa mea și a Consiliului Local am luat hotărârea să construim în Balta Verde o piață agroalimentară ca și comerțul din satul Balta Verde să se desfășoare în condiții normale, zic eu. În câteva luni constructorul și-a dat sârguința și a și terminat lucrarea, iată avem o piață corespunzătoare, zic eu, să ne laude ceilalți, nu să ne lăudăm noi. Banii pentru această lucrare au fost alocați doar din bugetul local, asta datorită primarului Jean Rogoveanu, care și-a dorit ca producătorii să aibă condițiile necesare pentru a-și vinde marfa. Este o investiție de la bugetul local al primăriei comunei Gogoșu. Are o platformă, o parcare de 400 metri pătrați. E construită din cele mai bune materiale. S-a câștigat licitația, s-a început să se lucreze acolo. Au fost toate bune, s-a lucrat cu cele mai bune materiale, cu cea mai bună calitate. De plată n-a fost problemă, s-a ocupat bugetul local de tot ce s-a investit. Acum să sperăm că le folosește și le este folositor constatărilor de acolo. Ați văzut și dumneavoastră cum stăteau cu pesele pe jos să tinzi. Piața agroalimentară va avea un impact pozitiv în viața oamenilor de la sat, atât din punct de vedere social, cât și economic.